Salutare și bine ați venit la meciul al patrulea din campionat. Trecem puțin mai repede peste meciuri ca să nu stăm prea mult în campionat și să mergem cât mai repede mai departe. Champions League-ul și Cupa nu mă interesează, fiindcă știți că chiar dacă le câștigăm pe cele două competiții, nu mergem la campionatul mondial, așa că trebuie să ne concentrăm numai și numai pe campionat. Asta e obiectivul, ca să nu repetăm alte performanțe neplăcute în care am stat și două, trei campionate până ne-am calificat la un campionat mondial. Iar acum Lonzini este singur cu Tătărușanu, care iese foarte bine pe moment, dar după aceea nu suntem atenți și luăm gol de la Fornals. Da. Așa e. Când nu e lag, e ghinion și se ia gol. Când e lag, atunci câștigi și clipul este de calitate foarte, foarte proastă. Asta este. Ne adaptăm la ce avem. Suntem într-un loc unde nu e foarte plăcut în campionat, undeva pe locul 8 cu 5 puncte din vreo 9 posibile. Deci, clar, avem multe meciuri de câștigat și ne încurcăm cu echipe de-astea care, efectiv, sunt foarte slabe. West Ham. Spuneți voi un jucător care vă vine în minte când spuneți West Ham. Am avut noroc acum că a ratat Antonio. Deci, dacă merge cineva zic un jucător la West Ham în 5 secunde, zic că nu știu. Efectiv. Ne lipsește Răzvan Marin, care a luat cartonaș roșu în meciul trecut. Sunt anumite faulturi unde jocul decide să dea cartonaș roșu, chiar dacă nu e de roșu. Știți și voi și toți alea foarte bine. Vi le-am expus de fiecare dată. Da. Acum când poate ar trebui un cartonaș galben aici, la intrarea asta lui Hagi, foarte dură. Nu se dă, dar dacă ar fi fost alt fel de intrare, roșu direct. Adică, tot asemănătoare, nu vă gândiți că era ultimul apărător și nu știu ce. Nu, ceva asemănător. Torje. Nu reușește acolo Torje. Recuperează Maxim, să dacă va reuși să scoată mingea, dar stăm cu spatele la poartă dacă și ar fi continuat alergarea pe traiectoria aceea, cu siguranță ajungea la minge, dar moment de neinspirația lui. Și păcat că nu reușim. Nu reușim să legăm pase, nu ținem de minge, jucăm numai pe mingi lungi și nu ne ajută pe noi acest lucru. Ne vedem după pauză. Haideți să vedem dacă în a doua repriză vom reuși ceva mai bun decât în prima repriză. Nici nu mă gândesc la egal, vreau să câștigăm meciul ăsta. Nu știu cum de ne domină echipa asta, totuși o echipă slabă, n-avem ce să spunem. Și ne dă gol. Ne dă gol și se întâmplă ce s-a întâmplat în meciul cu Slovenia. Ne-am luat bătaie, conduceam cu 2-0 și ne-am luat bătaie cu 3-2. Nu reușim să legăm pas, nu trecem de jumătate, trebuie nici să joci. Ce putem noi să jucăm? Torje, bună pasa către Stancu. Da. N-am să mai zic. O să pierdem meciul ăsta. Ce spunem eu, să câștigăm e departe. Dacă facem un egal și e bine. No, jucăm foarte slab, nu avem jucători. Trebuie să recunoaștem că încă nu ne-au crescut jucătorii la acel nivel în care putem spune, da, mă, avem jucători buni, over totuși 71, nu prea pot să facem cine știe ce, o fi și vina mea, nu zic nu. Că nu știu să joc, asta este, adică să nu aud acum în comentarii că, păi eu bat cu echipa ta pe orice echipă. Nu e chiar așa. Asta este ca toate meciurile să fie interesante, nu tot timpul trebuie să câștigi, în primul rând, fiindcă după devii monoton și plictisitor, așa
mai pierzi, mai sunt situații din acestea în care e foarte greu să câștigi campionatul, cum e la noi acum. Un început foarte prost, foarte, foarte prost. În meciul următor voi face ceva schimbări, o să joc cu Hoban, cu jucători care nu prea au jucat de obicei, de când au venit la noi, la echipă, și să vedem cum joacă ei. Cine știe, poate, mă rog, multe schimbări nici nu avem de făcut, că mai multe 3 schimbări nu avem. Mă refer de naționalitate română. Adică alții nici nu mai avem acum, dar am rămas setat pe vechea plac, pe vechiul text. Da, nu reușim să dăm gol, nu am reușit să dăm multe goluri sezonul ăsta, dar am reușit să luăm destule goluri. Bine că nu ne mai dă asta încă un gol acum, Antoniu. Pierdem cu 2-0. O să vă arăt și situația din campionat, fiindcă e una... Cred că picăm acum, dacă jucăm în stilul ăsta, retrogradăm. Suntem pe locul 10. Cu 5 puncte, primul loc cu 12. Nu e o diferență foarte mare, plus că e Lazio, o echipă destul de slabă. Haideți să dăm quick și la meciul ăsta, tot așa pe clip, ca să vedeți cum jucăm noi în Diamond Cup, în meci. Dăm așa frumos și ne-a bătut Ajax. V-am spus că nu mă interesează niciun transfer, da? Și urmează meci cu Torino, care trebuie să-l câștigăm. Până pe data viitoare, toate cele bune, pa, pa!